Salut! Sunt Oana, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale din orașul dumneavoastră. De la ora 19 la Teatrul Național București, în sala studio, se pune în scenă piesa Străinii Noapte, o adevărată operă de artă regizată de maestrul Radu Beligan. Florin Piersic joacă rolul lui Pierre, un bărbat în floarea vârstei care, după o noapte petrecută într-un bar, este condus acasă de Giulietta, o femeie frumoasă și tânără, care îi dezvăluie un secret ce îi va schimba viața. De la ora 19, sala Arcub găzduiește spectacolul Pe urma pașilor tăi. Proiectați în câteva dintre cele mai cunoscute ținuturi biblice, protagoniștii calcă pe urmele Mântuitorului creștinilor și descoperă măreția lui Dumnezeu, nu prin grandoarea construcțiilor piramidale, ci în simplitatea peisajului deșertic. Pe măsură ce pășesc prin locuri evanghelice, personajele din spectacol dobândesc treptat convingerea că Dumnezeu există. La Palatul Național al Copiilor puteți urmări de la ora 19 piesa Amor în farmacie. Spectacolul prezintă un farmacist de provincie terorizat de mai multe persoane. O soție aprică și geloasă, colocatarul său, cel cu nevasta tânără și atrăgătoare, și fostul pretendent la mâna soției sale. Sosirea intempestivă din Canada a fostului iubit al soției produce o sarabandă de încurcături, de situații comice neprevăzute, pe care publicul le descoperă și le savurează cu plăcere. Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!